Piramidele egiptene sunt una din realizările arhitecturale definitorii ale lumii antice. Ca o ispravă incredibilă de inginerie, egiptologii descoperă încă mai multe despre aceste structuri cu fiecare an care trece. Complexul piramidal din Giza a atras vizitatori din întreaga lume încă din secolul al XX-lea și copiii din întreaga lume care studiază misterele Egiptului antic nu pot să nu asocieze piramidele cu marii faraoni de altă dată. Încă învăluite în mister, piramidele nu își dezvăluie cu ușurință secretele, dar de-a lungul timpului cărturarii au ajuns să afle prin ele multe fapte surprinzătoare despre Egiptul antic. Priceperea tehnică amestecată cu mitologia și superstiția i-a determinat pe faraon să construiască aceste structuri formidabile care s-au dovedit a fi unele din cele mai indestructibile piese de arhitectură create vreodată. Așadar, deși credeți că ați învățat tot ce trebuie să știți despre piramidele egiptene din școală, mai sunt multe de descoperit. Astfel, azi vom vedea 6 motive pentru care piramidele egiptene încă îi înspăimântă pe cercetători. Cercetătorii încă dezbat modul în care au fost construite. Unul din cele mai mari mistere despre piramidele egiptene sunt tehnicile de construcție folosite pentru a le ridica. Construcția incredibilă a egiptenilor este cu atât mai impresionantă cu cât se ia în considerare faptul că peste 2 milioane de blocuri de calcar și granit au fost folosite pentru construirea Marii Piramide din Giza. Fiecare bucată de zidărie cântărea aproximativ 2,5 tone. Deci, cum au fost mutate aceste blocuri uriașe? Din păcate, egiptenii nu au lăsat în urmă înregistrări scrise și multe teorii au fost propuse de-a lungul anilor. Un studiu din 2014 a teoretizat că ar fi fost la fel de ușor ca transportarea apei și nisipului. O pictură murală datând din 1900 înainte de Hristos descrie o procesiune de bărbați care trag o statuie mare pe sanie în timp ce o persoană stă în față turnând apă peste nisip. Deși inițial s-a crezut că gestul era pur și simplu ceremonial, există dovezi științifice că această pictură deține cheia deblocării misterului modului în care egiptenii au mutat toată acea greutate. Cercetătorii au experimentat tragerea unor cantități mari de greutate pe o sanie pe nisip și au descoperit că atunci când au adăugat cantitatea potrivită de apă, lucrarea a fost semnificativ mai ușoară, umezeala nisipului a redus mult fricțiunea cu până la 50%, făcând mult mai fezabilă transportarea unor cantități mari de greutate. Nu toate piramidele au fost create la fel. Istoricii încă se întreabă de ce s-a întâmplat acest lucru și de ce nu toate piramidele sunt aliniate cu soarele. De fapt, la fel ca în cazul multor tipuri de clădire, există faze distincte ale construcției piramidei. Primele piramide nu sunt structurile ascuțite la care ne gândim cel mai frecvent, că cele erau de fapt plate. Multe exemple se găsesc în vestul cimitir din Saqqara, situat în ceea ce a fost capitala Egiptului antic, Memphis. Piramidele de aici sunt cele mai vechi cunoscute și includ piramida lui Djoser, construită în timpul celei de-a treia dinastii și proiectată de arhitectul Imhotep, a fost construită în 2630 înainte de Hristos și 2611. E considerat unul din cele mai vechi monumente din lume realizate din zidărie tăiată și nu e de fapt ascuțit. În schimb, e o piramidă în trepte în care Imhotep avea mastabas, adică morminte egiptene de dimensiuni reduse, stivuite unul peste altul. Această tipologie se găsește în multe culturi, de la templul Borobudur din Indonezia până la piramida El Castillo, construită de Maya în Itza Chichen. Totuși, cercetătorii au încă întrebări legate de modul în care arhitectura acestor piramide s-a schimbat pentru a fi ascuțite. Nu au fost construite de sclavi. Mult timp istoricii și cercetătorii au crezut că aceste piramide au fost construite de sclavi, iar această descoperire a dat peste cap toate calculele lor. Istoricul grec Herodot a contribuit la răspândirea ideii că sclavii au construit piramidele prin scrierea sa. E un concept care a fost apoi propagat de filmele de la Hollywood, dar s-ar putea să nu fie adevărat. În anii 1990 au fost descoperite mormintele constructorilor de piramide. Egiptologii sunt siguri că nu erau sclavi, ci mai degrabă constructori care provin din familii cu venituri mai mici. Înmormântarea lor într-un mormânt arată că rolul lor în construirea piramidelor a fost o onoare și cu siguranță nu a fost un tratament care ar fi fost dat sclavilor. Marea piramidă poate indica ora. Marea piramidă nu e doar cea mai cunoscută din piramidele Egiptului, ci și singura din cele 7 minuni ale lumii antice care încă se află în picioare. E impresionantă din mai multe motive, dar una din cele mai interesante caracteristici ale acestui celebru monument e că poate indica ora.
Structura acționează de fapt ca un ceas solar enorm, cu umbra ei căzând pe urmele făcute în piatră. Desigur, fiind Marea Piramidă, nu ar putea fi doar un orar solar vechi. Nivelul său de sofisticare a însemnat că nu numai spune timpul, dar era capabilă să semnaleze solstiții și echinocții și prin urmare i-a ajutat pe egipteni să definească anul solar. Istoricii din prezent încă sunt uluiți de precizia acestui ceas solar al egiptenilor construit cu milenii în urmă și se întreabă cum au reușit egiptenii să fie atât de exacți. Vidul misterios din Marea Piramidă. Marea Piramidă a Egiptului din Giza conține un gol ascuns de cel puțin 100 de metri lungime, descoperit recent de oamenii de știință. Dimensiunile spațiului seamănă cu cele din Marea Galerie a Piramidei, coridorul de 153 de metri lungime și 26 metri înălțime care duce la camera de înmormântare a lui Khufu, faraonul pentru care a fost construită piramida. Cu toate acestea, rămâne neclar ce se află în spațiu, ce scop a servit sau dacă este unul sau mai multe spații. Golul e prima structură interioară mare descoperită în Marea Piramidă veche de 4500 de ani, în anii 1800. O descoperire făcută posibilă de progresele recente în fizica particulelor cu energie ridicată. Aceasta este cu siguranță descoperirea secolului, a spus arheologul și egiptologul Yukinori Kawe. Au existat multe ipoteze despre piramidă, dar nimeni nu și-a imaginat că un gol atât de mare se află deasupra Marii Galerii. Astfel, egiptologii și istoricii se întreabă cât de multe astfel de lucruri vor mai găsi în viitor și probabil asta îi sperie cu adevărat, căci niciodată nu știi peste ce vei da. Multe lucruri încă sunt descoperite despre piramide. Probabil cel mai înspăimântător aspect în viață este incertitudinea. Așa pot fi definite și piramidele egiptene ca fiind structuri incerte în ochii cercetătorilor care încă descoperă aspecte despre ele. Egiptologia e un domeniu extrem de activ, cercetători îndepărtându-se de citirea inscripțiilor, dar continuând să escaveze și să folosească tehnologia pentru a răspunde la numeroasele mistere care mai sunt încă de dezvăluit. De exemplu, descoperirea recentă a unei rampe vechi de 4500 de ani la nord de Luxor oferă cercetătorilor indicii despre modul în care vechii egipteni ar fi putut transporta pietrele pe distanțe lungi. Aproape de locul de mormântare din Saqqara, descoperirea de mumii de pisici și sute de statui de pisici din lemn într-un mormânt arată de asemenea cât de mult mai este încă de explorat și de descoperit despre vechii egipteni. Știința ar putea descoperi toate misterele piramidelor. Au existat multe propuneri diferite de tehnologie care ar putea ajuta la descoperirea misterelor rămase ale marilor piramide. În 2017, oamenii de știință au anunțat că au folosit fizica particulelor pentru a privi în interiorul piramidelor și au descoperit o cavitate uriașă despre care am vorbit anterior. Tehnologia utilizată pentru această descoperire uimitoare se numește radiografie cu muoni, iar în esență oamenii de știință folosesc aceste particule, similare cu electronii, dar cu o masă mult mai mare pentru a străpunge exteriorul dur al piramidei și pentru a ajuta la cartografierea a ceea ce se află în interior. Muonii sunt generați atunci când razele cosmice, particule de mare energie din Soare, se ciocnesc cu atomii din atmosfera Pământului. O calitate utilă a muonilor e capacitatea lor de a pătrunde în obiecte solide fără a le afecta și ajută la faptul că sunt literalmente peste tot. Începând din 2015, pentru a cartografia piramidele, un fizician de la Universitatea Nagoya, Morishima, a plasat mai multe detectoare de muoni în camera Queens, care este cea mai mică cameră cunoscută din piramidă și a lăsat detectoarele să colecteze date timp de câteva luni. Muonii sunt extrem de pătrunzători și trec mai ușor prin spații goale decât trec prin obiecte solide. Ei pierd energie, dar nu sunt absorbiți de obiect, făcându-i ușor de detectat. În cazul peșterii din Marea Piramidă a detectat mai mulți muoni decât v-ați aștepta dacă ar călători printr-o suprafață complet solidă, ceea ce a indicat faptul că în interiorul piramidei era destul de puțin spațiu gol. Experimentele de urmărire din anii următori, folosind diferite metode de înregistrare a muonilor, au confirmat rezultatele și le-au dat un nivel de semnificație statistică. Rezultatele au dus astfel la concluzia că există o peșteră misterioasă în Marea Piramidă, deși motivul existenței sale rămâne necunoscut. Pe lângă detectarea golurilor cunoscute, cum ar fi camera regelui, detectoarele de muoni au furnizat primele dovezi pentru un gol mare necunoscut anterior de aproximativ 30 de metri lungime. Această tehnologie a fost de asemenea utilizată pentru a detecta tuneluri și caverne ascunse sub muntele Echia și pentru a privi în interiorul rămășițelor devastate ale centralei nucleare Fukushima. Mai mult, arheologii speră să folosească tehnologia fie pentru a dovedi
fie pentru a infirma alte zvonuri, precum cele legate de existența orașului scufundat Atlantida. De asemenea, tehnologia are utilizări practice în vulcanologie. Deși tehnologia e incapabilă să prezică când un vulcan va erupe atunci când e folosit de unul singur, oamenii de știință speră să folosească într-o zi tehnologia în combinație cu informațiile culese prin alte surse pentru a prezice în cele din urmă când va erupe un vulcan. Așadar, piramidele egiptene rămân încă un mister și pentru istoricii de azi. Acestea ascund încă multe secrete și cercetătorii sunt înspăimântați de acestea, dar probabil odată cu dezvoltarea tehnologiei, toate aceste secrete vor fi scoase la iveală. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!